Salutare și bine am găsit la un nou episod cu House Flipper pe Iona Games. Tu, dar suntem pe House Flipper 2. Dragilor, am mai făcut o misiune, mai la ceva bănuți, am ajuns la 8696 de cocoșei. Mai continuăm, dar între timp am făcut și ceva puncte, tati. Și acum, dacă activăm asta, zice că putem să curățăm mai repede, da? Și aici am mai luat o chestie, zice că putem să duplicăm itemele în momentul în care vindem, da? Deci am mai pus aici frumos un punct. Zice, gata, m-am lăsat așa. Bun, ce facem astăzi? Bineînțeles că luăm o misiune, mergem să mai facem una alta. Zice că facem ceva bănuți. Iată, begin job. Da, facem un bănuț grămadă și la un moment dat ne va da voie să cumpărăm și o casă cap-coadă, să o facem noi după sufletul nostru. Dacă dăm aici tab, zice, avem adunat gunoiul, se stras, cum îi spune, noroi pe aici. Băi, în continuare, cineva își bate joc de treabă pe aici, dar asta este. Am luat o pasta frumos. Dacă dăm Q aici, vedem, uite. Dacă dăm cu Q, vedem exact ce avem de adunat. Și ce mai avem de adunat? Uite, mai spune că mai avem trash 1 acolo la... Și aici un gunoi. Și aici un gunoi. Ia. Unde mai... tu mai erai. Și de asemenea, deci să vindem cauciucurile și să strângem 20 de pete. Cauciucurile astea trebuie să le valorificăm. Hați. Aici, ia stați un picuț așa, să citim un picuț. Să vindem să astea, nu ne interesează deocamdată asta. Să vindem și pasta să fie. Bun. Și trebuie să luăm un picuț la cărpă. Acum mergem treaba mai repede, da, pentru că am pus acolo un punct. Chipurile a trebuit să curățăm petele mult, mult mai repede și ușor, ușor, făcând misiuni mai multe, vom debloca și unelte mai șmechere. Ia, a intrat pe aici cu roata plină de noroi sau ce este mai mult, pare... Ia, și dacă dau, uite. Da, și pe aici m-a rămas. Ia. Ia uite ce burtică am acolo. Aha. Scuroșu, bă, ca și Moș Crăciun. Ia. Deci ne apare acolo sus că mai avem 8 de șters pe aici, uite, ștergem cu peria. Băi, deci, deocamdată lucrăm cu unelte astea mai rudimentare, așa, dacă nu face rost și de aspiratoare, moape și alte chestii. Dacă mă uităm pe aici, deci aici zice că e gata zona, dar hai să facem și noi un pic de aranjamente frumos, așa, să stea ceva de gen, uite așa frumos asta. Să vad dacă a trecut o mână de opă aici. Asta a pus coșul invers. Ceva de gen. Băi, aici teoretic am făcut toate treaba de aici. Mergem mai departe. Pe aici dacă dăm tab, marmota zice că n-avem de făcut nimic. Aici zice la fel marmota. Hai să intrăm în casă. Asta e ușa de la intrare. Mamă, ce intrare. Bă, dar casa asta... Ciudată ca și... clădire așa. Dar e micuță. Aoleu, ce-i pe aici? Aoleu, ce-i pe aici? Să vindem pardesiu și astea. Po, hai, facem cu asta curățenii. A, ăsta trebuie să vindem, fiți atenți aici. Asta îmi dă voie să-l văd. Vai, am odărit și pe... nu intrați? Ce scrie? King. Am văzut că e Mr. King, ceva de genul. Ia. Yeah. Dăm cu asta... Ia, așa. Am uite și 14 în jos, ce? Băi, băiatule, ce e aici? Și asta cred că trebuie să luăm cu așa. Așeză puțin asta. Cât de cât. Să punem și galoșul aici. Cât de cât. Cred că i-am pus un pic cam invers, dar nu-i bai. Zice să vindem 2 papuși de ăștia. Unde sunt papuci ăștia cu pisicuțe? Ia. Pe aici e ceva de strâns gunoiul. Dacă dăm aici marmota, zice că ridică de umeri. Păi, de unde vindem unei papuși de aici? Vai. Vai, ce e aici? Vai, ce e aici? Adunăm și ce putem după aici. Hârtie igienică, aici să vindem și alți papuci și să adunăm petele. Ia. Hați.
Păi deocamdată facem, v-am spus, doar serviciu de, nu știu că spune menagerie, sună ciudă, menagerie, cred că se referă un pic și la gândirea zoologică, nu? Tot așa zice, acolo menagerie. Păi și al doilea papu, unde este? Avea pe aici. Dar de un singur papuc. Ceata lui papuc. Dar să pune și pe hârtia asta așa frumos, într-un fel mai elegant. Are ceas în baie. Cum că e pe papuc aici, dacă e... Uite așa, l-a scos și după asta. Dar aici un pahar dărâmat. Aici, a, să vând paharul ăsta. Și pe aici de... și mai trebuie să scap de papuci. A, ăsta era. A, singur papuc. Era un singur papuc să-l vând. Aici e gata și aici. Am eu că acum am mici mult mai natural. Ce mă, ăsta mă sună că e de la gata. Iată-te. Bă, hi, Steven here. Salut. The unfortunate owner of the house you've agreed to clean. So, how are you doing? You're still ai o casă să vorba aia. Dump in my roommate's room scare you off? Dacă... O iau ca pe provocare, nu mă sperie gunoiul din casa ta, din camera ta. How can anyone even let their room become like this? And to live like that for months? Unbelievable. But to the point, I have one more request. Mai e, ia zi. Which disappeared mysteriously sometime. If you find it in his room, could you move it to the kitchen? I have it since I went to college. It would be a pity to lose it now. Nu e problemă. Thank you so much. I like that model quite a bit. The new ones look weirdly complicated. That's it, I guess. Good luck with the cleaning. I think da, I'm gonna hang. Hai, noroc că ceaba aici, vai. Că se găsesc cuptorul că unde să-l duc în mamă, ce e aici? Cuptorul că unde să-l duc în bucătărie. Vai de capul meu, ce e aici? Ia uite, bă, că avea de aia de YouTuber ăla, ce uite cu trei monitoare. A, mamă, dar ce mizerie avea aici, frate. Tele meu că deja am strâns un sac de gunoi de la. Uite cuptorul unde? Stai boss, că avem o treabă aici. Hai să ducem cuptorul unde la bucătărie. Întrebarea mea, unde e bucătăria la tine aici? Ah, uite aici. Ia boss, ți-a găsit cuptorul unde? Ia. I-a făcut colegi o glumă. Deci aici marmota zice că nu. Aici am rămas la problemă. Să vindem toate astea, să scăpăm de astea de pe aici, să durăm gunoiul. Geamuri. O să spăl geamuri. Uite mouse-ul. Am uitat pe aici, am încălțat. Oh, stai că, stai că am căzut, nu știa pe aici. Ia. Atât. Hai că am scos un sac de gunoi de aici, de la băiet. Stați așa un pic, să facem. Păi, pot să șterg geamurile. A, îmi dă de asta. Uite că pe acum... Ia. E prima dată când spăl geamurile acum. Ia. Stați. Ia, tati, că am făcut și spălătorul de geamuri. Spală mai repede ca în primul. Înainte trebuia să migle, pe la primul trebuia să dai pe la fiecare colț, era mai mult mai... Acum e mult mai simplă treaba și mai am un singur geam aici. Gata, boss. Ia uite, mă. Parbrizar l-am făcut. Calculator pe aici, ia. Mai adunăm gunoi, cât mai am de gunoi? 4, 6. Să văd și voi cât gunoi a avut ăsta aici, tati. Să-mi era și eu cum putea să joc casa în halul ăsta. Telecomanda, nu? Ia uite, bă, de alea de la mâncare, tati. Doze. Vai de capul meu ce e aici. Lasă că să-l vând pe ăsta, parcă a zis stop pe ăsta. A, trebuie să vând calculatorul. Monitoarele, ia. Astea o să le vând. Și vrea și tablourile astea. Nu, vreau să fac maxim.
Să văd și boxa asta. Uite pe aici mai este mizerie. Uite pe aici. De pizza pe aici. Doze. Mamă, ce e aici. Băi, dar trash mai am de la 80, mai am 6 bucăți de... Mai am 2 bucăți de gunoi. Unde e, mă, gunoi aici? Iată, să facem așa. Uite aici una. Unde mai apare? Mai am o singură de asta de gunoi. Acum să face, să face cupetele. Mamă, ce e aici? Am uitat încălțați pe aici. Ia. Hai că scad acolo numărul. Și pe pat, mă, ce-au făcut aici? M-au vărsat în pat niște chestii. Ia. Aici cred că e mai mult de praf aici. Ia uite și aici. Masa asta pe aici. Aici pe masă. Bun. Mai sunt ceva pete. Să vând și mouse-ul. Ia. Da, zice că mai sunt, ia să vedem, 2 secunde. Unde mai sunt? A, uite aici. Am terminat cu asta, mai este gunoi. Dar stai să facem așa un pic de aranjamente pe aici. Asta îl punem așa. Asta așa. Asta așa, cât de cât. Asta așa. Dar zice că mai e o de aia de gunoi. O singură de asta. Și să vând, a, să vând și astea de pe aici. Să-mi dă voi să-mi văd televizorul. Zice că mai am de vândut două tablouri. A, ăsta și cu ăsta. Am deja 3 stele. Dar mai este o singură dată de gunoi. Uite-o mă aici. Hai mă, că a făcut tot, tati. A, mai sunt... A, să văd covoarele, mă. Le-am așa așezat. A făcut tot ce a de făcut aici. I-am făcut camera frumoasă, uitați, frumos, elegant. I-am văzut ca monitorul, calculatoarele, le-am văzut calculatoarele aici. Aici trebuie să mai caut niște papuci, cred că ăștia de aici de jos. Ia. Aia care am văzut eu. I-am făcut și treaba de aici. Aici e făcută, cred că trebuie să dau... Opa, aici n-am intrat. Aici nu vrea nimic, dar... Viștoi pe aici. Frumos cu verdeață. Opa. Gata, tati. Să cerem bani, zic. Nu? Frumos, curat, elegant, cât de cât. Finish job. 3000 de coșei. O steluță, două. Trei steluțe, tati. Meserie, meserie. Gata, m-am specializat pe curățenie. 11000 am făcut. Îi dau mai departe. Nu stau. Nu stau că îi dau pe joburi continuare. Am nevoie de bănări, tati. O ce casă șmecherea asta, verde frumos. Mamă, ce e aici? Mamă, ce e aici? Peste mă știu tot un fel. Așa. Hai, începem. Aici afară, zice să vindem niște de-astea, să adunăm gunoiul și să stângem niște pete. Mamă, ce de gunoi e aici? Hai așa, să aruncăm și noi asta la coș. Asta simte cum era aia la gastește când aruncai la crocodil. Au aruncat pizza pe jos, pe aici, au mâncat cu 20, cu de-astea. Mi-a dat, ia să vedem, mi-a dat puncte. Mi-a dat aici puncte, zice că adună mai mult. Mi-a dat aspiratorul. Dar nu merge pe aici, aspiratorul. Deci tot așa nu. Aspiratorul până în casă. Mamă, ce e aici? Ce e aici? Mă interesa quest-ul.
Așa, asta de vândut pe aici. Asta pot să pun și un care așa frumos, așa tati. Nu mă las. Și de ce stă acolo? A, ai văzut că poți? O să mai numai să deschid, dar lăsa așa deocamdată. Ia uite aici. Bă, gunoiul l-a luat, mai duceți prasul aici, pata asta. Pe aici e bine, dar am de vândut asta, am dus scaunele. Aici din față, cred că trebuie să le vând. A, uite-le aici pe toate. Gata, aici, cu este aici afară e bine. Da? Deci pe afară e bine. Pe aici frumos e legat cât de cât. Hai să... Aoleu, aleu, 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 ce e aici? I-am dat direct cu vânzare. Trebuia pe aici. A, era bine cu vânzare. Să șterg geamurile, să șterg petele. Unde-s geamurile aici? A, uite ce... Ce stați, mă, cu astea pe aici? Televizor de ăla cu lămpi, cum era odată. Îi dau plată cu vânzare, tot ce se poate. Uite, minge obosit aici. Ia, asta pot să le iau așa. Deci aici zice să vând astea și să vând astea, să stec petre pe aici pe jos. Așa tot, mă repede înainte. Hai. Vai de capul meu ce e aici. Valeu, mamă. Zici că mă și văd așa ca o de-astea de până la frăține cu așa cu un batic așa legat la spate. Nervoasă, ce dau cu mopul și cu astea și scare de Da, nu uitate. Să te profesioniști, uite, a dat și un punct aici la, ia. La clinic, ce zice asta? Curățăm mai repede. Ai uitate. Ia. Deci dăm cu, ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici. Și pe aici, pe sus, frumos. Cum dispar așa toate astea. Venicuți, venicuți, venicuți. Ia. Mă testează quest-ul, dat. Tot mai am pete? Uite aici o pat. A terminat cu asta. Asta de vânzare era pusă pe ea. Păi aici te-am terminat cu asta frumos. Da? Deci camera asta e gata. Aici mai vedeți niște pete. Niște geam. A, geamul de aici, mă. Hăți, 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 hăți. Au ce lucesc. A, uite mă, și aici. Hăți, 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 hăți. A, uite cum luci. Păi cum fac, că curățile face nimeni. Ia. O dată și mai am de șters petele pe aici. Atât. Am dat cu strop pe aici, ce au făcut ăștia, mă? Și aici e gata. Bun. Subtulul e gata, asta e gata, asta e gata. Am curățat, am alea, frumos, elegant. Hai să trecem pe casă, acum începe scandalul. Vai de capul meu, aici de vândut. Mobilier tot. Îl luăm direct așa la... Direct, direct. Plite și alte chestii. Le dau și pe aici, ce se poate, ce se poate să se vândă. Telefonul ăla nu mă dă voie să-l... Asta îmi dă voie să-l... Ia. Poți să dau așa cu aspiratorul? Uite mă că avem și aspirator acum. Păi de ce nu ia asta? Hai, tati. Bă, ăștia sunt gândaci. Știu că la unul era ca așa, cu aspiratorul aduneai gândacii. Hai că din ce în ce... Ia. Hai să luăm cu geamul aici. O, ce geamuri de alea mari. Deci astăzi ne-am specializat pe spălat geamuri, tati. Aute. Îmi lucește. Hați. Hați, 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 hați. Ia cineva în comentarii că jocul ăsta e așa, dă un content de relaxare așa, ceva de genul, tate. Ce frumos stai așa, gândurile tale și să curezi geamurile și zici ta la la la.
Opa, stai ca... Băi, închide geam. Băi. Stai ca nu la... Închide geamul că mă rășește. Fați. Știi bancul cum mă rășește? Închide geamul că mă rășește. Aici e de șters pereții, a rămas urme de la dulapul și de la cutare. Uite și aici a rămas urme de la... Au miau. Pe și astea. Mi-a rămas o corp de mobilă. Mi-a rămas ceva pete. Mi-a rămas ăsta, unde e ăsta? Vai. Eu vând-o pe aici. O trebuie, nu trebuie. Bă, dar asta pot să pun sus aici? Ceva de genul. Mamă, ce e aici? Vai, ce avem noi aici? E plin de căprioare. Bine că era aia. Bine că mi-a luat Alicia. Eu dau cu vânzare toate, nu e probleme. Lumânări, eu te vindem, covoare, canapele. Băi, mai era un corp de... Pot să iau bani, dar nu vreau să iau, vreau să iau mulți bani. Mi-am luat lecția. Băi, fii atent să-i vând hârtie genică ăsta. Și mai e unul o boxă. Aici e gata. Deci n-am treabă aici. Aici e gata. Pe bună, ăsta e geamul, dar aici? Ce-a dat pe el mâncava și gura voastră? A dat cu... Vopsea cu căpșun ce-a dat aici. Ia uite, mă. Au avut treabă, mă, pe aici. Au pictat. A făcut un fel de restaurant ceva, uite că... Ia. Ați... Ați, ați. Aici tătuț. Aici trebuie să mai vând niște mobilă. Păi și unde mai e? Păi, dar n-am găsit... Am dat-o și pe asta. N-am găsit corpul ăla, mai trebuie să mai vând un corp de ăla de... Ia. Am adunat și gunoiul de aici. A rămas să dăm un pic de cărpă. Atât. Ați să vând și afișul ăsta. Mă miram eu că stă el așa. Cu minte aici. Deci astea le-am vândut. Astea am adunat și asta. Aici. Aici e gata. Dar nu mă rabdă inima să las așa, mă, să fac, uite, un pic așa ordine. Asta e de afara, e din partea casei toate. Asta e muncă voluntară. Am și un dambla să stea astea pe aici, cât de cât un pic să drepte așa frumos. Ceva de genul. Vai, ce e aici? Pe asta poate să vinde pe astea? Nu poate să vinde pe astea, atunci le luăm frumos de aici. Într-un colț, dacă așa vor. Ia, lasă să luăm și asta de aici. Acolo e cu aspiratorul. Aici la baie marmota nu zice nimic. Bun, hai să vedem cu... dăm aici o cârpă frumos. Și aici frumos. Mamă, și pe perețela. Geamurile scurate. Pe aici. Și aici să dăm cu aspiratorul, tate. Bă, dar o să fie, nu știu că se gândea așa, că mai fumă, nu? O fi, ia. Deci aici e gata, să adunăm astea cu chipsul sau ce este. Băi, ăsta nu-l găsesc. Și mai este de șters pete pe aici. Ia. Uite-mă dulapul. Da, bravo. A, și spatele lui era și mizeria. Ați văzut? Ia. Și asta e gata camera.
Da? Mai e ceva de făcut aici? Am luat gunoi, am luat toate alea, am dat cu aspiratorul. Aici am curățat, acolo e curățat, aici e curățat. Aici avem ceva, aici e curățat pe mine pe afară. Mai merge pe aici niște chestii. Asta din partea firmei, așa. Să nu zic că n-am... A, uite mă că era misiune pe aici. A, uite mă că misiune, mă. Eu ce șmecheram, mă zic, băi, zic așa, din partea mea, că sunt galanton, zic că fac... dar aveam de, chiar aveam de făcut treabă aici. Dar și cu aspiratorul. A, e tătuțul. Păi... Ați... Ia. Treaba bună și pe aici am vândut și asta. Bă, teoretic pot să-mi iau bani, mi-a făcut job. Mai vreun etaj ceva? N-are etaj asta, nu? Atâta este. Atâta este casa. Micuță, frumos, elegant. M-am mișcat original. Ați văzut, fac timp foarte repede acum. Și acum să-i dăm așa, direct. Finish. Mai luăm 4-4 de cocoșei. Aut. Acceptă, bineînțeles. Stăm bine, tati. Iar acum, dacă tot am făcut rost de aspirator, să mă duc și de ce din curte frunzele. Păi, nu? Aude, mă. Și un pic de curat aici. Gata asta. Tocamdată facem așa. Are și un pic de curățenie pe lângă casă așa, dacă acum avem cu ce utilaje. Ia. Ia uite, mă. No? Mumos, mumos, pe tati, băi, da? Adică lucrăm la alții și la noi, nu? Băi, deocamdată m-aș băga la alte cheltuieli, că mă gândesc să schimb pardosele și alte chestii, dar aștept să strâng un picuț de bănișori. Că în momentul în care o să vină casele, adică să am bani de casă, să mă apuc să iau o casă de aia, cap, de la cap coadă, să dau drumul la creație, tati. Și am nevoie de buget acolo. Că dacă vreau să iau bani mulți, am nevoie de buget. Ia. Adună frunze pe aici. Avem și papuși pe aici, frumos. Am mai vândut una alta pe aici. Bă, dar cred că papucul ăla îl dau covor să nu-mi place. Aoleo. Ai mi lăsat covor acolo. Ia. Dar pe să o de culoare, tapetul ăsta cu zebre. Galben, așa, urât cu spume. A, dar și dulapul și astea pe aici trebuie să le dați așa un picuț. Că... Iar dacă n-am o să mai mănânc, laptopul las acolo. Mamă ce, dacă astea le dau, după aia eu altele, nu-i problema. Aici pizza, farfurile. Ai dat încă un utilaj acolo, imediat, imediat să adun și pizza de aici. Ia. Dau un pic așa pe pereți. Lăsește pe aici faianță pe pereți. Ai de capul meu. Am văzut ce pe tavan. Am văzut ce pe tavan tati aici. Ia, să pun ce scrie aici. Ce să mătură aici, mă? Să curățenie la asta, mă, că fac ce curățenie după aia. Și aici dau cu aspiratorul. Așa tot. Mă, cât de cât, facem și la alții, facem și la noi, da? Bun, dragilor, cam atât pentru astăzi. Două misiuni am luat frumos, elegant. Am făcut ceva bun. Am 22.000 de cocoșei în cont. Treaba merge bine. Asta o vând aici. Am vândut și... Tați așa un pic. Tați așa un pic. Dacă e să mut laptopul pe altă... Pe ce pune acum laptopul? Pe masa asta. Da, ca să pot să iau... Așa, acum pot să curăț... Este așa un picuț, că pot să curăț și eu geamurile acum. Deci am făcut rost de asta de sters geamuri. Frumos, elegant. Ia uite-mă. Da? Deci face și la noi curățenie un pic în casă, că acum o să vină clienții să zică, băi, dar la tine în casă e așa, faci la... și garanția pentru că faci curățenie, că la tine este, vai, steaua ta, uite. Da? Stai frumos geamurile, uite, lucesc. Da? Astăzi am învățat să spălăm geamuri. Uite, și aici la fel. Ia. Și sus la fel.
Și aici la fel. A, e tătuță. Păi da. Deci asta ne-a specializat pe spălat geamuri. Bun. Asta e casa mea. Avem deja bănuți acolo strâns și mai luăm un alta, mai luăm joburi. Vă spuneam eu că în momentul în care luăm joburi, învățăm să facem treaba și mult mai repede, dar ne dă și tool-uri noi ca să ne ușureze munca în activitatea noastră de făcută visuri la cheie, cum spuneam eu în primul episod. Dragilor, dacă a plăcut acest episod, apăsați butonul de like, de asemenea și subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Pătătoare, am salutat!